Premierul interimar Florin Câțu insistă ca legea obligativității certificatului verde la locul de muncă să fie adoptată cât mai curând. Această măsură a creat o serie de controverse la nivel național, întrucât oamenii consideră că s-ar da naștere unor grave discriminări. Premierul interimar Florin Câțu a declarat vineri că introducerea obligativității certificatului verde pentru angajați este cea mai non-invazivă măsură în contextul valului 4 al pandemiei pentru a nu se închide din nou economia, motiv pentru care, cât de curând, vor fi introduse în Parlament amendamente în acest sens. Nu e bine. Prin această constrângere, nu e constrângere, această decizie, pe lângă faptul că îngrădim libertatea omului, nu cred că dacă se pun în aplicare certificatele verzi, dispare COVID-ul. Nu. Primul lucru pe care trebuiau să-l facă cu mult timp în urmă, știți foarte bine din mass media, erau antiviralele în farmacii, vaccinarea, testarea în primul rând. Să se facă testare, cum se fac în alte țări. Eu nu mă leg de alte state, eu sunt român. Și nu, certificatele verzi nu sunt de acord pentru că v-am spus, nu va dispărea acest virus prin constrângerea omului să nu mai meargă la serviciu, să nu intre în magazin și așa mai departe. Este suficient impunere, cerință, obligativitate, nu cred că este bine să fie testat la 30 de zile, vaccinare cât mai multă pentru că și protecție fiecare. Nu e o părere foarte bună, deoarece asta e o discriminare între oameni, adică o parte sunt cu și într-o parte fără. Deci nu, e o discriminare totală. Deși Florin Câțu a avut grijă ca imaginea și cariera lui de politician să fie dur criticate de către români, acesta nu se oprește aici și reușește să își aducă și mai multe reclamații privind măsurile pe care vrea să le aplice. Oamenii sunt supărați și nu acceptă ca certificatul verde obligatoriu pentru angajați să devină realitate. Demisia lui Câțu. Demisia lui Câțu, altul mai bun. Câțu trebuie să-și dea demisia că e un impertinent. Abar n-are pe ce lume trăiește. S-a dovedit și problema asta ar trebui să o ia toată țara. Vrem altul mai bun, care să scoată țara din impasul ăsta, din problemele ăștia care sunt. Unul care să dedice pentru țara românească. Că pe Câțu nu-l interesează absolut nimic. Câțu îl interesează problemele lui, beneficiile lui, salariile lui și rest nimic altceva. Partidul Social Democrat a reușit să oprească adoptarea unei legi neconstituționale, care ar fi dat naștere unor grave discriminări între angajații din sectorul public și cei de la privat, dar și între diverse categorii socioprofesionale. Totodată, Florin Câțu avertizează oamenii cu surle și trâmbițe că certificatul verde pentru angajați va deveni realitate.